Bună, prieteni! Oare cine nu iubește dulciurile? Desigur, cu toții înțelegem foarte bine că brocoli este mult mai sănătos decât ciocolata, însă este greu să rezistăm tentației. Dar dacă unele dulciuri pot fi consumate, dar nu în exces, atunci altele ar fi mai bine să nu le gustăm deloc. Astăzi vă voi povesti despre cele mai periculoase dulciuri din lume. Înainte de a începe, puneți like și abonați-vă! Cu siguranță cel puțin odată ați mâncat viermi sau alte dulciuri din jeleu. Copiii adoră astfel de dulciuri, dar când pe rafturile magazinelor au apărut dulciurile Trolley Rot Kill, majoritatea părinților erau îngroziți. Dulciurile erau în formă de animale care de parcă au fost zdrobite de mașini. Nu știu cine s-a gândit la așa ceva, dar Organizația pentru Protecția Animalelor și-a atins scopul, interzicerea producerii acestor dulciuri. Toată lumea știe că Snickers-ul este foarte caloric, dar reclama ciocolatei 3 mușchetari susține că aceasta este foarte potrivită pentru persoanele care sunt la regim. Desigur, acest lucru nu este adevărat. De fapt, un astfel de baton de ciocolată conține mai mult zahăr decât 3 gogoși. Dacă veți mânca în fiecare zi acest baton, în doar o săptămână veți avea probleme cu sistemul cardiovascular. Butterfinger este o ciocolată de mărimea unui deget. E atât de mică încât e greu de crezut că poate avea vreun efect asupra organismului. Probabil o singură ciocolată nu dăunează, dar mulți nu se opresc doar la una. Fiecare baton conține 80 de calorii, adică două ciocolate de acestea micuțe conțin calorii cât un Snickers. Tootsie Roll sunt bomboane de ciocolată care nu se topesc niciodată. Ele au fost inventate la sfârșitul secolului al XIX-lea în Brooklyn. Bomboanele conțin ulei de soia, în care se adaugă molecule de hidrogen pentru a păstra dulciurile mai mult timp. Dacă veți consuma aceste bomboane prea des, puteți avea probleme cu inima, dar dacă veți mânca doar câteva o dată pe an, nu cred că se va întâmpla ceva grav. Indiferent de modul în care companiile de publicitate vorbesc despre beneficiile gumei de mestecat pentru sănătatea dentară, oamenii înțelepți înțeleg că folosirea aței dentare este cea mai bună metodă de curățare a dinților. Desigur, mulți preferă guma de mestecat, dar oricât de mult îți place aceasta, nu încercați niciodată să o faceți acasă. Se spune că un adolescent a decis să facă cea mai delicioasă gumă de mestecat din lume, dar nu cunoștea bine chimia și nu a ținut cont de faptul că elementele vor intra într-o reacție periculoasă. Drept urmare, guma i-a explodat drept în gură. În anii 60, când cultura hippie s-a răspândit pe scară largă în Statele Unite, toate supermarketurile erau pline cu bomboanele Hippie Sippy. Acestea nu conțineau vreun produs interzis, dar designul lor era îngrozitor. Hippie Sippy era o seringă cu bomboane și arătau destul de înfricoșător. Din fericire, acestea nu se mai produc. Twizzlers sunt niște dulciuri foarte populare din lemn dulce roșu. Producătorul susține că acestea sunt dulciuri cu conținut scăzut de grăsimi, dar nu vorbește despre faptul că conțin extrem de mult zahăr. Ce este mai dăunător, grăsimea sau zahărul? Înainte de a răspunde, amintiți-vă că grăsimile în cantități minime sunt foarte necesare organismului nostru, pe când zahărul e foarte dăunător. Cel mai bine e să mâncăm fructe. Uneori, producătorii nici nu se gândesc ce vor face unii cumpărători cu produsele lor. Bomboanele Smarties, care arată ca niște pastile, nu erau mai dăunătoare decât toate celelalte dulciuri, dar copiii din America nu le foloseau așa cum au intenționat producătorii. Aceștia făceau bomboanele praf și le inhalau pe nas. Desigur, acest lucru a dus la înfundarea căilor respiratorii și dulciurile au fost interzise. Cred că v-ați dat seama că bomboanele Skittles nu conțin nimic bun, dar nu cred că ați știut că bomboanele roșii sunt cele mai periculoase dintre toate. Colorantul roșu conține substanța carmin, care este obținută din insecte roșii.
Deși poate acest lucru nu este foarte dăunător, dar este cumva neplăcut să mănânci o bomboană care este într-un fel făcută din insecte. Red Vines se consideră mai sănătoase decât Twizzlers, dar de fapt nu există diferențe fundamentale între aceste dulciuri. Poate că unele componente au fost înlocuite cu coloranți, dar totuși conțin lemn dulce roșu, zahăr și nimic mai mult. Într-o perioadă, dulciurile Toxi Wave erau extrem de populare în toată lumea. Acest lucru e foarte ciudat, pentru că denumirea lor se traduce ca valurile toxice. Mulți au luat-o ca pe o glumă amuzantă și au devenit dependenți de dulciurile acre. Cercetările de laborator au arătat că Toxi Wave într-adevăr sunt otrăvitoare și producerea lor a fost interzisă. Desigur, aproape toate dulciurile conțin mult zahăr, dar Fun Dip nu conține nimic altceva. Este doar pudră de zahăr colorată. Mulți adolescenți au încercat să o inhaleze pe nas și susțin că simt euforie. Nu știu cât este de adevărat acest lucru, dar acest produs nu mai este în vânzare. Bomboanele Lollipipe nu au fost produse pentru copii. Este o bomboană în formă de pipă de fumat, care poate fi umplută cu tutun, folosită în scopul propus, apoi poate fi mâncată. Dar datorită culorii strălucitoare și formei neobișnuite, bomboanele au început a fi consumate de către adolescenți. Părinții care au văzut aceste bomboane la copiii lor au luptat pentru interzicerea producerii acestora. Dulciurile Lucas Mucus au fost interzise în SUA pentru că s-a dovedit că conțin o mulțime de substanțe chimice nocive. Dar în Mexic aceste dulciuri pot fi cumpărate. Deși producătorii nu neagă că conțin o mulțime de elemente dăunătoare, ei susțin că sunt în căutarea unei rețete mai bune. Dulciurile Starburst vă pot distruge dinții mult mai repede decât alte dulciuri. Conținut ridicat de zahăr, aditivi alimentari nocivi și îndulcitori. Toate acestea cu siguranță nu sunt bune pentru cei care iubesc aceste dulciuri. Consistența văscoasă se lipește de dinți, rămâne pe ei mult timp și distruge smalțul. Dacă totuși ați mâncat aceste dulciuri, ar fi de dorit să vă spălați pe dinți imediat. Laffy Taffy sunt dulciuri de mestecat. Ele pătrund adânc în golurile dintre dinți și rămân acolo mult timp, distrugând treptat smalțul dinților. În plus, conțin grăsimi și elemente toxice care pot duce la boli neurologice severe. Deci dacă nu puteți renunța la dulciuri, mai bine mâncați alt fel de bomboane. Dacă vi s-a părut util acest video și chiar interesant, nu uitați să puneți like și să scrieți un comentariu. Susținerea voastră contează foarte mult pentru noi. Pe curând!